Poluarea este o problemă întâlnită în întreaga lume, iar în acest videoclip o să afli 100 de lucruri interesante despre aceasta. Înainte să începem, vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au abonat. Muntele Everest are reputația de a fi cel mai înalt munte din lume, dar astăzi este cunoscut și pentru că este cel mai înalt loc poluat de pe planetă. De la prima ascensiune, mii de oameni au încercat să urce pe munte și fiecare persoană a produs în jur de 8 kg de deșeuri în călătoria sa. Pământul are acum în jur de 500 de zone moarte, echivalentul teritoriului Regatului Unit. În 44 înainte de Hristos, Iulius Cezar stabilește prima lege împotriva poluării fonice, prin care nimeni nu trebuie să conducă un vagon pe străzile Romei sau pe acele străzi din suburbii unde există locuințe, decât după răsăritul soarelui și nu mai târziu de ora 10 seara. Există mai mult microplastic în oceanul nostru decât stele în Calea Lactee. În 1031, Japonia a fost prima țară care a realizat reciclarea. Oamenii din Japonia au reciclat pentru prima dată hârtia. Poluarea aerului ucide mai mulți oameni decât sida și malaria la un loc. Există 5 trilioane de bucăți de plastic în oceanul nostru, suficient pentru a înconjura Pământul de peste 400 de ori. La New York, în 1776, are loc prima campanie de reciclare a metalului. Războiul pentru independența al americanilor a dus la primul caz de reciclare al metalului. De exemplu, o statuie a regelui George al III-lea a fost dărâmată, topită și transformată în 42.000 de gloanțe. Copiii care sunt expuși la o poluare pe o perioadă lungă de timp prezintă un IQ mai scăzut. Nivelul în creștere al poluării aerului în Beijing a creat o nouă boală, care se numește tusea Beijingului. În 1983, Canada dezvoltă primul sistem de colectare selectivă. În Ontario, sistemul de reciclare a fost introdus ca o modalitate de sortare și colectare eficientă a deșeurilor menajere. Sistemul a fost adoptat și modificat pe tot globul și este în uz chiar și în prezent. Poluarea aerului cauzată de smog afectează până și delfinii. Aceștia se îmbolnăvesc de boala plămânilor negri. O cutie de aluminiu umplută cu aer curat costă 60 de cenți și este vândută pe străzile din Beijing. Poluarea aerului se încadrează printre primii 10 ucigași de pe pământ. Cea mai puțin poluată țară europeană este Suedia. Cantitatea de dioxid de carbon este de 3,83 de tone pe cap de locuitor pe an, iar concentrația de PM2,5 este de 6 micrograme pe metru cub. Poluarea ucide peste 1 milion de păsări marine și 100 de milioane de mamifere în fiecare an. Bachelita a fost prima formă de plastic sintetic din lume. Aceasta a fost inventată de către Leo Bacheland în anul 1907. Țări precum Canada, Statele Unite și Marea Britanie exportă deșeurile de plastic în diferite țări din Asia și din Africa. Aproape 80% din deșeurile urbane din India sunt aruncate în râul Gange. În India, apa din Gange devine treptat septică, în principal datorită deversării de cadavre pe jumătate arse. Lacul Karakai din Rusia este cel mai poluat lac de pe pământ. A fost folosit timp de zeci de ani ca loc de deversare a deșeurilor nucleare. Dacă petreci doar 5 minute lângă acest lac neprotejat, poți muri. Poluarea aerului ucide mai mulți oameni în Africa decât subnutriția și igienizarea deficitară. Iar în Statele Unite, poluarea ucide mai mulți oameni decât armele și accidentele de mașină la un loc. La o scară mai mare, Pakistanul are cele mai poluate zone urbane din întreaga lume, urmat de Qatar și Afganistan. 85% din apele subterane din Bangladesh sunt contaminate cu arsenic. Aeroporturile și companiile aeriene din SUA aruncă în fiecare an o cantitate de cutii de aluminiu suficiente pentru construirea a 58 de avioane Boeing 747. 50% din energia folosită de încărcătorul de telefon mobil este risipită prin lăsarea acestuia în priză, fără ca telefonul să fie conectat. În secolul 6 înainte de Hristos, poluarea fonică este luată în calcul astfel. Consiliul provinciei Sibaris
o colonie greacă din Marea Egee, stabilește că olarii, tinichigii și alți meseriași trebuie să locuiască în afara zidurilor orașului din cauza zgomotului pe care îl fac. Londra a fost primul oraș declarat zgomotos în secolul XV. Acesta a fost și printre primele orașe poluate din lume. Plaja Camilo, situată în sud-estul insulei mari din Hawaii, a fost numită una dintre cele mai poluate cu plastic plaje de pe planetă. Aerul din Beijing este atât de poluat de activitatea umană, încât respirația acolo prezintă exact același risc ca și fumatul a 21 de țigări pe zi. Nu doar ploile sunt acide, există și alte tipuri de fenomene meteorologice acide, precum ceața acidă, zăpada acidă și praful acid. În Iași, limita zilnică pentru PM10 a fost depășită de 138 de ori în 2020, în timp ce în București s-a întâmplat de 128 de ori. Albinele sunt viețuitoarele cele mai afectate de pesticide în întreaga lume. Populația de albine a înregistrat o scădere cu 30% în ultima sută de ani în America și Europa. Brazilia are unul dintre cele mai mari depozite de deșeuri municipale din lume, cu o suprafață de aproximativ 136 de hectare. Poluarea aerului ucide 29.000 de români în fiecare an, de 15 ori mai mulți decât accidentele de circulație. O persoană mănâncă în medie 70.000 de microplastice în fiecare an. Insula Henderson din Pacificul de Sud este cea mai poluată cu plastic dintre toate insulele înregistrate până în prezent. Copiii contribuie doar 10% la poluarea lumii, dar sunt predispuși la 40% din bolile globale. Peste 3 milioane de copii cu vârstă sub 5 ani mor în fiecare an din cauza poluării. China este cel mai mare producător mondial de dioxid de carbon, urmat de Statele Unite. Poluarea fonică este cel mai neglijat tip de poluare. Deșertificarea și inundațiile sunt principalele efecte ale încălzirii globale în România. Durează doar 5 zile pentru ca poluarea aerului produsă în China să ajungă în Statele Unite. Australia ocupă primul loc în ceea ce privește poluarea scăzută a aerului. În 1883 a fost înregistrat și cel mai puternic zgomot din istorie și a fost generat atunci când vulcanul de pe insula Krakatoa a explodat. 40% din corpurile de apă ale Chinei sunt poluate, iar aproximativ 700 de milioane de cetățeni chinezi beau apă contaminată în mod regulat. Folia de aluminiu reciclată este folosită pentru a face componente pentru mașinile noi. În 2015, Suedia deschide primul mall pentru produsele reciclate. Acest centru comercial are 14 magazine în care se vând doar produse folosite. Bangladesh este țara cea mai poluată din lume. Aceasta prezintă poluare mare a aerului, a apei, dar și a solului. Râul Mississippi duce 1,5 milioane de tone de poluare cu azot în Golful Mexic în fiecare an. România este pe locul 57 în clasamentul celor mai poluate țări din lume. Termenul de ploaie acidă a apărut prima dată în anul 1850. Robert Angus Smith a fost cel care a folosit prima dată termenul de ploaie acidă. În 1690, prima fabrică de hârtie din America folosește metoda de reciclare pentru a produce hârtie. Jumătate dintre vehiculele din România au motor diesel, cel mai mare număr de mașini diesel la 1000 de locuitori, fiind în București. În același timp, jumătate dintre mașinile din România au mai mult de 15 ani. Cel mai mare dezastru ecologic produs de om a fost smogul din Anglia din perioada industrială, care a ucis peste 12.000 de oameni. Chiștoacele sunt cele mai întâlnite deșeuri pe stradă și reprezintă 33% din cantitatea de deșeuri colectate de pe străzi, alei și parcuri, urmată de gumele de mestecat cu 25% și șervețelele cu 15%. Aproximativ 40 de orașe din țara noastră, printre care și Bucureștiul, deversează apele uzate direct în râuri, fără epurare prealabilă, contribuind masiv la poluarea apelor de suprafață.
peste 1 miliard de oameni din întreaga lume nu au acces la apă potabilă sigură. Dacă poluarea nu este redusă până în 2050, cercetătorii estimează că poluarea solului ar ucide mai mulți oameni decât cancerul. Timpul mediu pentru care este folosită o pungă de plastic este de 12 minute. Hormonii din canalizarea umană, inclusiv cei din pastilele contraceptive, cauzează poluarea apei, care, la rândul său, face ca aproximativ o treime din peștii din râurile britanice să își schimbe sexul. Acidifierea oceanelor este cel mai grav tip de poluare. Oceanele devin mai acide datorită emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la combustibilii fosili. Există mai mult de 73 de tipuri diferite de pesticide în apa subterană, care este utilizată ca apă potabilă. Antarctica este cel mai curat loc de pe Pământ, protejat de legile antipoluare. Fermele de animale sunt responsabile pentru 18% din emisiile de gaze cu efect de seră. 2 milioane de tone de deșeuri reziduale, industriale și agricole, sunt evacuate în apele lumii în fiecare zi. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, cantitatea de apă uzată produsă anual este aproximativ de 6 ori mai mare decât apa care există în toate râurile lumii. Poluarea aerului și decesele rezultate cresc cel mai repede în Asia. Cernobâl este cel mai poluat radioactiv loc de pe Pământ. 80% din animalele și plantele terestre ale Pământului trăiesc în pădure, iar defrișările amenință cu dispariția acestor specii. În China, din cauza poluării, aproximativ 20% din sol prezintă risc de cancer pentru copii. România are cel mai mare cost anual pe cap de locuitor datorat poluării aerului la nivel european. Fiecare român pierde în medie pe an 1810 euro, bani care se duc pe tratarea bolilor datorate poluării aerului. Poluarea interioară a caselor este o problemă mult mai mare decât poluarea exterioară, deoarece, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, aceasta cauzează mai multe decese decât poluarea exterioară. Aproximativ 83% din solul din China conține contaminanți precum cupru, plumb, mercur și arsen, în cantități mari. Organizația Mondială a Sănătății estimează că 6400 de persoane mor în fiecare an în Mexic din cauza poluării aerului. Poluarea rapidă a mediului planetar a început odată cu Revoluția Industrială. Unele dintre sursele naturale de poluare a aerului sunt compuși organici din plantele moarte, sarea de mare și praful. Alte surse naturale sunt eliberate în timpul catastrofelor, cum ar fi erupțiile vulcanice și incendiile de pădure. Datele arată că, în medie, la nivel global, la fiecare 8 secunde, un copil mai mic de 5 ani moare din cauza bolii provocate de apa contaminată. În traficul aglomerat, nivelul de poluare este de 2-3 ori mai mare în interiorul mașinii decât în afara acesteia. Depozitele de deșeuri și pesticidele sunt principalele surse de poluare a solului din lume. Poluanții eliberați în aer sunt mult mai nocivi decât cei din sol sau din apă. Plasticul este principala sursă de poluare a oceanelor. Oamenii aruncă în oceane 8 milioane de tone de plastic în fiecare an. Până în 2050, se estimează că numărul obiectelor de plastic din ocean va depăși numărul peștilor. O tonă de plastic înseamnă 20.000 de sticle de 2 litri sau 120.000 de pungi. Cercetătorii au descoperit că depozitele de deșeuri deschise sunt responsabile pentru o mare parte din totalul emisiilor de metan, ceea ce prezintă risc grav pentru sănătatea celor care locuiesc în apropierea lor. Noua Zeelandă nu doar că este o țară frumoasă, dar este și locul 3 în țările cu cel mai puțin poluat aer din lume. Fiecare oraș din Noua Zeelandă corespunde recomandărilor de calitate a aerului. Metanul are un potențial de încălzire globală de 86 de ori mai mare decât dioxidul de carbon. La nivel global, peste 1,6 miliarde de oameni se bazează pe resursele forestiere pentru toate sau o parte din mijloacele lor de supraviețuire. Sursele terestre sunt cei mai mari poluanți ai oceanelor. 80% din gunoiul marin provine direct din sursele terestre.
Mii de tone de deșeuri sunt aruncate în ocean în fiecare zi. Radonul este principala substanță care se acumulează în locuințe și este principala cauză de cancer pulmonar. Cantitatea de deșeuri care ajunge în gropile de gunoi este foarte mare, însă, după unele studii, a rezultat că fiecare sac de gunoi are un conținut diferit. Astfel, într-o zi, nu există doi saci de gunoi cu același conținut. Oamenii care trăiesc de-a lungul râurilor și coastelor din China, Indonezia, Filipine, Thailanda și Vietnam sunt cei mai afectați de poluarea cu plastic. 90% dintre oameni, adică 6,9 miliarde de oameni, respiră aer poluat în fiecare zi. Pe baza studiilor realizate de Infocons, în luna iunie 2019, existau pe teritoriul României 46 de depozite de deșeuri municipale. Mai puțin de jumătate din sticlele cumpărate sunt reciclate. Doar 7% din sticlele de plastic colectate sunt transformate în sticle noi. Restul ajung în depozitele de deșeuri sau în oceane. 300.000 de oameni mor în China în fiecare an din cauza bolilor de inimă sau a cancerului pulmonar cauzat de poluarea aerului. Panourile solare au cea mai mare șansă să ajungă sursa principală de energie alternativă. La nivel global, agricultura este principala cauză a defrișărilor. Mașinile particulare poluează cel mai mult, emițând aproximativ 60% din totalul de emisii de dioxid de carbon provenit din transport la nivel european. Aproximativ jumătate din lemnul din lume și până la 70% din hârtie sunt consumate doar în Europa, Statele Unite și Japonia. Poluarea aerului este responsabilă de 26% din decesele cauzate de cardiopatia ischemică, 24% din decesele provocate de accidentele vasculare cerebrale, 43% din cauza bolilor pulmonare obstructive cronice și 29% din cauza cancerului pulmonar. La copii, poluarea este asociată cu greutate mică la naștere, astm, cancer, obezitate, dezvoltarea pulmonară slabă și autism. Oamenii care trăiesc în zonele cu densitate mare de poluare a aerului au un risc cu 20% mai mare de a muri din cauza cancerului pulmonar decât cei care trăiesc în zone mai puțin poluate. Defrișarea este și unul dintre cauzele majore ale poluării aerului. Odată cu scăderea numărului de copaci, absorpția emisiilor de dioxid de carbon este în scădere. Mulțumesc că ai urmărit acest videoclip, dacă ți-a plăcut, lasă un like și un subscribe. Și nu uita să lași în comentarii care au fost informațiile care ți-au plăcut cel mai mult.